Laudați-vă fie Iisus și Maria, suntem în duminica 32-a după coborârea Sfântului Spirit. Avem și sărbătoria celor trei sfinți, ierarhi Vasile, Grigore și Ioan, dar și duminica lui Zaheu. O să mă opresc să spun câteva mesaje din Evanghelia de astăzi, care arată convertirea, descrie despre convertirea unui mare păcătos vameș numit Zaheu. În ultima parte a călătoriei sale spre Ierusalim, Iisus se întâlnește cu doi orbi. Unul, numit Bartimeu, orb trupește, alt orb sufletește, numit Zaheu. Pasajul biblic de astăzi ne atrage atenția asupra pericolului ce reprezintă bogăția. Mulți bogați de atunci, dar și de astăzi, și-au falimentat complet viețile, iar viitorul lor era sumbru. Fiind curios ca să-l vadă, fiind curios să-l vadă pe Iisus, el se urcă într-un copac, Zaheu. Nu-l observă nimeni, doar Iisus îl onorează cu privirea sa, văzându-l printre frunzișurile copacului. Astăzi trebuie să vin în casa ta, îi spune Domnul privindu-l pe Zaheu în frunzișul copacului. Coboară-te de grabă! Iisus se auto-invită în casa lui Zaheu, păcătosul. Mulți critică, s-a dus să locuiască la un păcătos. Ne includem și pe noi în această stare spirituală, căci Domnul are deseori modalitățile Lui de a ne atinge viețile. Pe Zaheu așa l-a câștigat. Când îi spune cuvintele acestea, coboară-te, căci vreau să vin la tine în casă, profetul, marele profet Iisus din Nazaret, Zaheu rămâne mut în fața lui Iisus, dar și impresionat de acea prietenie pe care o dă și o arată cel mai mare profet atunci contemporan în mijlocul poporului evreu. Nimeni nu i-a mai dat lui Zaheu un astfel de gest de prietenie. Nimeni până atunci nu i-a mai arătat acest gest sau cuvintele care le-a arătat Domnul Iisus. Așadar, el rămâne dezorientat, dar simte ceva în sufletul lui și repede coboară din copac să-l primească în casa lui. Îl primește în casă cu bucurie și cu multă emoție. Zaheu era un mare păcătos, vameș, care a strâns mulți bani de pe spinarea concetățenilor, a fraților lui. Convertirea pe care o simte îl împinge pentru prima oară în viața lui să fie generos cu alții. Doamne, dau jumătate din averea mea săracilor, iar dacă am năpăstuit pe cineva, întorc împietrit. Iată care este răspunsul la
răspunsul lui Iisus, răspunsul lui Zaheu îl surprinde și Iisus l-a surprins pe Zaheu, știindu-l că este un mare păcătos, îi propune, se autoinvite să intre în casa păcătosului. Dar și Zaheu îl surprinde prin gestul lui de dărnicie. Un om convertit, ne gândim că poate să fie și calea noastră de convertire, o cale asemănătoare prin mijloace deosebite și în timpurile de astăzi. Zaheu convertit dăruiește fără să mai calculeze pierderile. Așa cum omul care este atins de Domnul Dumnezeu uită de propriile lui calcule și menajamente, riscă totul pentru a dobândi piatra nestemată de mare preț sau comoară de mare preț, întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Suntem gata să lăsăm toate în numele Lui și pentru El. Gestul lui Zaheu se răsfrânge asupra întregii case. E bine să înțelegem și acest lucru, că în casă, într-o casă, oare casă, oarecare, care de astăzi chiar, un membru al familiei primește pacea și se întâlnește cu Domnul, el, convertitul din familie, atinge întreaga familie, precum convertirea noastră atrage binecuvântările lui Dumnezeu peste soț, peste copii, peste rudenii. Dacă nu suntem atenți, bogățiile ne pun în pericol mântuirea, pentru că ne obligă continuu să facem, să producem, să agonisim și nu ne mai rămâne timp să fim atenți cine suntem, adică persoane cu misiune clară de a sluji semenilor noștri. Iisus, ca și pe Zaheu, ne caută și pe noi. Ne caută cu iubirea sa. Bucuria cea mare a lui Iisus este de a se împrieteni cu noi. A ne permite să fim să ne fie oaspete în casele noastre, dar mai mult în inimile noastre. Zaheu a adunat mulți bani, necinstit, dar a rămas singur. De așa avea, deși avea multă bogăție, totuși rămâne singur în relația cu oamenii. Bogăția și astăzi, ca și atunci, bogăția și puterea îl lasă pe om fără prieteni adevărați. Domnul Dumnezeu nu ne iubește pentru că noi suntem buni, ci iubindu-ne, El ne face mai buni. Iisus nu-i cere nimic lui Zaheu decât coboară-te. Astăzi vreau să vin în casa ta. Dacă Iisus ar fi început să-i rostească sau să-i spună sau să-i ceară să coboare că e un mare păcătos și să-și împartă averea sa, acest Zaheu ar fi rămas ascuns în frunzișul copacului. N-ar fi coborât. Dorința lui Zaheu de a-l vedea pe Iisus este atât de mare încât
fuge la început, se urcă în copac ca să-l zărească. Cine este acest Iisus? Cu riscul de a deveni ridicol, el, marele vameș, se urcă într-un copac. Știa Zaheu că Iisus va fi criticat de mulți oameni, precum și Evanghelia mărturisește. Iată-l pe marele profet Iisus, care intră, poposește în casa păcătosului, comentau oamenii. Zaheu știa că Iisus va fi criticat dacă va merge în casa lui. Dar aceasta pentru el este dovada că Domnul nu glumea. Faptul că Iisus a acceptat să fie criticat din cauza lui Zaheu, acest amănunt îl duce la o convertire reală a lui Zaheu. Domnul ne cheamă și pe noi, pe fiecare, pe numele nostru, pe numele nostru. Și este gata ca să intre în casa noastră. Îl interesează pe Iisus, pe fiecare dintre noi. Este bine să reflectăm că fiecare dintre noi am putea avea mai multe lucruri în comun cu Zaheu. Poate că ceea ce ne lipsește totuși încă ar putea să fie aceasta, lipsa dorinței de a-L vedea pe Dumnezeu, de a-L cunoaște pe Dumnezeu, de a-L vedea pe Iisus, măcar că Iisus nu este departe de noi, ci la o distanță de câteva zeci de metri, până la Sfântul Altar. Zaheu era mic de statură. Sunt persoane care, doar pentru că au putere și au bani, cred că sunt mari și tari. Însă ei sunt mici în statură sufletească. Probabil că Zaheu, cel mic de statură, avea un complex de inferioritate. Era bogat, făcea bogăție, dar era mic de statură. Complex de inferioritate. Și încerca să compenseze cumva acest complex de inferioritate prin a câștiga cât mai mulți bani. Dar și printre noi pot să fie oameni cu complexe de inferioritate de diferite nuanțe. Și mulți dintre noi, pentru a scăpa de complexele de inferioritate, nu își aleg mijloacele cele potrivite din darul Duhului Sfânt, ci aleg alte mijloace, cum ar fi un om, o femeie, cu complexe de inferioritate, e posibil să se îmbrace luxos sau extravagant. Mulți privesc de sus, alții nu stau de vorbă în mândria lor. Alții cumpără cea mai mare casă din complexele de inferioritate sau cel mai luxos automobil. Ne infiltrăm în anturajele cele mai selecte, uitând totuși că la Iisus, Cel care ne așteaptă, este răspunsul și vindecarea și liberarea noastră de orice fel de complex de inferioritate. Când vrem să ne instalăm deasupra altora, la urmă rămânem singuri. Atunci, măcar în singurătatea noastră, să-L căutăm
pe Domnul nostru Iisus Hristos. Zaheu, care s-a urcat, acum a coborât. Noi care ne urcăm, va trebui cândva să coborâm. Zaheu care s-a urcat, acum coboară la porunca lui Iisus. Rugăm pe Domnul ca să rostească și pentru noi cuvintele acestea. Coboară-te, vino, apropie-te. Zaheu, în văzul tuturor, a coborât la porunca Domnului. El se umilește din marele Zaheu, mândru Zaheu, păcătosul Zaheu, se umilește. Acesta este un prim pas al convertirii lui. Iubirea lui Iisus ne schimbă. Nu frica, nu violența, nu amenințarea, ci dragostea schimbă. Dumnezeu cel mai puternic și bogat este milos și plin de iubire. Omul, noi, omul cu cât este mai bogat și tare, pierde milă și caritate. Păcatele noastre distrug deseori relația noastră cu Domnul. De aceea Domnul Iisus dorește să ne ierte, să ne dea încă o șansă. Astfel se comportă Iisus cu Zaheu, nu-l acuză pentru păcatele sale, ci îi propune o întâlnire. Nici cu noi Domnul nu se comportă altfel. Nu ne acuză, nu ne judecă, ci ne propune o întâlnire, o întâlnire în casa sa, în biserica sa, o întâlnire de taină, inimă la inimă. Din ziua aceea, Zaheu, abandonat în brațele Domnului, a părăsit toate relele vieții sale. Ne încredințăm și noi, Domnul Iisus, și prin mijlocirea preacuratei pururea Fecioarei Maria, cerem harul convertirii, dorința de a-L întâlni, a-L căuta, a-L vedea cine este Iisus și a-L cunoaște, a-L căuta acolo unde îl putem găsi, întâi de toate, în sacramentele bisericii. Amin.